Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță Dolj, Iulia Stănculescu, a demisionat joi din funcție. Demisia nu a fost motivată, dar survine la o zi după ce, invocând faptul că nu reprezintă o urgență medicală, Iulia Stănculescu a refuzat transportul cu ambulanța de la Craiova la Constanța în cazul unei femei bolnave de cancer în fază terminală. Referitor la cazul pacientei respective, directorul Serviciului de Ambulanță Dolj, Cristian Gângioveanu, a explicat care este procedura în cazul transferului în altă localitate al unui pacient aflat în stare critică. În situația în care vorbim despre transferul interclinic al unui pacient aflat în stare critică, adică într-o secție a unui spital, într-o secție a altui spital, în special dacă vorbim de un spital, mergem la un spital de rang superior, trebuie întocmită de către medicul care organizează acest transfer, medicul curant al pacientului, o fișă de transfer interclinic a pacientului critic conform ordinul 1091/2006. Unde este un formular tipizat care trebuie completat la toate rubricile, se trec valorile clinice ale pacientului din momentul în care se predă pacientul, tipul de echipaj pe care solicită, modul de transfer aerian terestru și tipul de echipaj pe care cere să-i pună la dispoziție serviciul de ambulanță. Florinel Bădulescu, medicul care a tratat-o timp de câteva zile pe femeia bolnavă de cancer, susține că a întocmit toată documentația necesară pentru transportul pacientei în localitatea de domiciliu, Constanța, dar a fost refuzat de directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță, Iulia Stănculescu. Fiind nedeplasabilă, pentru că avea și metastaze osoase și nu-și poate mișca un picior, normal am cerut o salvare. Am întocmit documentele și dimineața am trimis sora bolnavei, asistenta șefă și încă un cadru angajat în clinică, deci trei persoane la direcția de salvare publică și am rugat cu documente oficiale să ia probă salvare să ducă acasă. Și l-a refuzat. A zis că nu e legal, că nu se poate, nu știu. Atunci asistenta mea șefă m-a sunat, am rugat-o să solicite ca pe cererea mea să se treacă actul legal în baza căruia refuză. Directorul Direcției de Sănătate Publică Dolj, George Bețiu, spune că s-a format o comisie care va analiza situația atât la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, cât și la Serviciul Județean de Ambulanță. Am sesizat de situația apărută și astăzi de dimineață am format o comisie de control pe care am trimis-o pentru a evalua situația atât la Spitalul Clinic Județean de Urgență cât la Serviciul Județean de Ambulanță Dolj. Raed Arafat, secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, a declarat pentru un cotidian din Constanța că Serviciul de Ambulanță Dolj trebuia să execute misiunea și să o transporte pe femeia bolnavă de cancer de la Craiova la Constanța. Tot el a mai spus că există probleme cu Ambulanța Dolj, acest serviciu refuzând în trecut să intervină la un accident pentru că era în afara județului.